câteva fraze și adevăruri pe care atunci când le înțelegi și le memorezi, parcă mintea ți s-a luminat. Ai avut vreodată astfel de momente în care ai avut, să zicem, o revelație? Ei bine, pentru mine lucrul acesta pe care urmează să vi spun era ceva natural. Însă după câteva eșecuri și faze prin care, să zic, am dat-o în bară, am înțeles următoarea frază. Relațiile îți defineți viața relațiile îți definezi viața înspre bine sau înspre rău. Înspre binecuvântare sau spre blestem. Înspre viață sau spre moarte. Doar gândește-te. Câte relații ai? Câți oameni cunoști? Câte vieți se intersectează cu a ta? Familie, prieteni, colegi, oameni de la biserică, persoane episodice, cum ar fi doamna de la colț, persoane cu care nu mai vorbești acum, dar vorbeai eu odinioară, Câte vieți sau au intersectat cu a ta? Atunci, dacă este adevărat faptul că relațiile îți definez viața, trebuie să înțelegem că felul în care îi tratezi pe toți oamenii aceștia modelează viața ta și viața lor. În acest episod vom vedea ce variante avem, cum ne putem trata unul pe celălalt. O metodă este cea, să o numim, naturală. La metoda normală în care oamenii care nu au o viață schimbată o folosesc. Este foarte simplu. Eu te tratez pe tine, așa cum tu mă tratezi pe mine. Dacă tu mă urăști, și eu te urăsc. Dacă eu ți i indiferent, apoi ce-mi pasă mie de tine. Dacă tu nu mă iubești, nici eu nu te iubesc. Și asta este metoda naturală, firească. Metoda supranaturală, metoda lui Dumnezeu, este că noi nu, tra noi, noi nu tratăm oamenii așa cum ne tratează ei pe noi. Dar noi tratăm oamenii așa cum Dumnezeu. Ne tratează pe noi. Metoda, prin metoda naturală, noi tratăm pe oameni așa cum ne tratează ei pe noi. Dar prin metoda supranaturală, noi îi tratăm pe oameni așa cum Dumnezeu ne tratează pe noi. De fapt, asta este istoria Bibliei. Noi l-am urât pe Dumnezeu. Asta este definiția păcatului. Dar Dumnezeu nu ne-a urât. n a fost indiferent față de noi. Și Dumnezeu ne-a iubit pe când eram noi încă păcătoși. Cei mai mulți ați fost indiferenți față de Dumnezeu, poate ai avut sezoane de ură, să zicem. Dacă astăzi nu ești încă copilul lui Dumnezeu, ești doar în una din cele două categorii. Ură sau indiferență față de El. Dar Dumnezeu nu te tratează cu indiferență. El îți arată dragoste chiar dacă tu nu vrei să ai nicio treabă cu El. Știți care a fost răspunsul lui Dumnezeu atunci când noi nu am vrut să avem nicio treabă cu El? A fost să-L trimită pe Isus, Fiul Său să moară pentru noi, niște păcătoși. Iisus nu te urăște, nu este indiferent față de tine, ci te iubește. Te invită la o viață extraordinară, o viață nouă, o viață plină de dragoste supranaturală, pe care tu să o dai mai departe și altora. Apostolul Ioan a văzut toate aceste lucruri și le-a experimentat. Iar acum, prin scrierile sale, ne învață și pe noi. El este, el este apostolul iubirii și poretla lui era cel pe care Iisus îl iubea. El scrie de peste 40 de ori despre iubire în doar 5 capitole în prima sa epistolă. Așa că haideți să vedem ce învățăm noi de aici. Prima metodă de a trata oamenii, putem observa, este ura. Capitolul 3, în versetul 11 din prima epistolă a lui Ioan, putem citi. Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții. Este de la început. Iisus vorbește despre asta. Dragostea este caracteristica supranaturală a creștinului. Și apoi continuă în versetul 12. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. De ce folosește tocmai exemplul acesta? Ca să ne arate nouă că problema aceasta de a răspunde cu ură sau indiferență nu este o problemă nouă. Nu ține de circunstanțe, de cultură sau de educație. Nu este o problemă modernă, ci este o problemă antică. Încă de la începutul lumii a fost așa. Este uimitor că în momentul în care păcătuiești împotriva lui Dumnezeu, nu mai curge dragoste din noi. Ne umplem de ură și toate acestea duc la moarte. Problema la cei doi nu a fost neapărat cu jerfa, nici cu slujba pe care o aveau. Problema era în inima lor. Cai nu avea credință, avea ură, avea gelozie față de fratele său. De aceea jerfa sa nu a fost primită. El a crezut că poate să-l păcălească pe Dumnezeu dacă aduce ce are mai bun. Dar Dumnezeu a privit și la inimă și jertfa a fost respinsă. Tocmai de aceea a ieșit la suprafață mai apoi ce avea dinainte în inimă. Deci cum luptăm cu ura? Cum ne asigurăm că nu avem aceași atitudine ca și Cain? Suntem închinători atenți și adevărați. De fiecare dată când mă închin lui Dumnezeu sunt atent ce aduc, nu doar în mână, ci ce am în inimă. Așadar, vreau să te întreb tu cu ce inimă vii înaintea lui Dumnezeu. Pentru că dacă inima ta este plină de ură sau indiferență față de Dumnezeu, la fel îi vei trata și pe ceilalți. Există cineva pe care ești gelos? Există cineva pe care îl urăști? Există o persoană pe care nu vrei să o mai vezi niciodată? Eu nu-ți cunosc inima, nu cunosc inima ta, nici tu nu o cunoști pe a mea, dar Dumnezeu ne cunoaște pe amândoi. Al doilea lucru pe care îl învățăm din scrierile lui Ioan este acesta. Noi trebuie să iubim, dar ne așteptăm să fim urâți. Prima dată nu urătu, dar mai apoi, chiar dacă iubește, asta nu înseamnă că scap de ură. A, ai gândi natural, nu supranatural, dacă ai spune așa, pentru că Dumnezeu mă iubește, eu iubesc pe alții și atunci și alții mă vor iubi. Ar fi frumos, dar nu e adevărat. Modul supranatural de a gândi este următorul. Dumnezeu mă iubește. De aceea pot să iubesc pe alții, dar posibil ca unii să mă urască. N-ar trebui să fie un șoc. -câți, câți dintre noi am tratat pe alții într-un mod supranatural, dar ni s-a răspuns într-un mod rău, firesc. Da, i-am arătat dragoste și el mă urăște sau este indiferent. De aceea nu ar trebui să ne mirăm, îi spune Ioan, dacă ne urăște lumea. Întrebarea, din nou, este pe cine vrei să superi? Lumea sau pe Dumnezeu. Este atât de simplu. Putem citi în continuare, în capitolul 3, versetul 14, că noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Dar dragostea este atât un semn al creștinului, cât și un test al creștinului. Câți dintre noi am văzut că dragostea noastră față de ceilalți, față de biserică, a crescut de când l-am întâlnit pe Isus? Cu siguranță asta s-a întâmplat în mine și ar trebui să se întâmple în fiecare creștin. Pentru că cine nu iubește pe fratele său rămâne moarte. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș nu are viață veșnică. Dar nu pot spune Dumnezeu a pus viață în mine ca să te pot omorâ. Viața nu produce moarte, moartea produce moarte. Viața aduce viață. Dacă ai viața lui Dumnezeu în tine, nu vei omorâ prin sentimente și cuvinte pe alții. Inima unui ucigaș este plină de ură. De aceea, te întreb din nou, există vreo persoană pe care o urăști? Pentru că pe acea persoană o vei omorî. Cum? Poți să-i omori reputația, poți să-i omori activitatea, poți să-i omori relațiile, să-l izolezi, poți să-i omori familia, să arunci semințe de conflict între ei. Sunt multe metode de a omorî o persoană, chiar dacă nu o faci în mod fizic. A doua metodă de a trata oamenii este indiferența. Întrebare. Care este persoana pe care se zice, nu ai dat doi bani. Dacă nu aș mai vedea o vreodată, ar fi super. Dacă n-aș mai vorbi cu ea, ar fi perfect. Dar nu-ți pasă deloc de ea. Nu te interesează dacă îi merge bine sau rău. Nu te rogi pentru ea. Iată ce spune Apostolul Ioan despre indiferență. El scrie, noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el. Cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Iată, iată deci ideea mare. Dragostea dăruiește. Dacă îți cumperi haine super scumpe, știți ce îmi spune acest lucru despre voi? Că iubiți hainele. Dacă pentru cariera ta baci bani, baci timp, nopți nedormite, știi ce aflu despre tine? Iubește acea carieră. De aceea dăruiești, corect? dacă ai bani de dat pe tot felul de lucruri, dar niciodată nu, nu ai bani de dat pentru biserică, atunci ascultă-mă, iubește acele lucruri mai mult decât lucrarea bisericii. Dacă vreau să aflu ce iubești, ia urma banilor tăi. Acolo unde este comoara ta, este inima ta, spune Domnul Isus. Dragostea dăruiește. Iar studiul de caz aici este o nevoie pe care fratele tău o are. Cu alte cuvinte, nu pot spune unuia pe care îl cunoști, ești fratele meu, te iubesc, știu că ai, nevo ai o nevoie reală pe care eu ți-o pot împlini, dar nu o voi face. Nu, asta nu e dragoste. Unul dintre testele credinței tale este dărnicia ta. De unde vine această generozitate? Care este puterea noastră? Noi am cunoscut dragostea lui Dumnezeu prin aceea că Dumnezeu și-a dat viața pentru noi. Doar așa poți înțelege ce este dragostea. Doar așa cunoști. Dragostea. Dragostea o cunoști doar, doar în Hristos. Și abia mai apoi, fiind transformat, poți iubi cu adevărat. De aceea, privește la ceea ce a făcut Hristos. Dragostea dăruiește. Ne-a Dumnezeu? De unde știm? A dăruit. Fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea ca a dat. Asta este a treia metodă. Dragostea. Pentru că Dumnezeu m-a iubit cu fapta și cu adevărul, așa trebuie să fac și eu cu ceilalți. Chiar dacă uh, mă urăsc sau sunt indiferenți față de mine, nu spune să-ți placă de toți oamenii, dar unii probabil sunt oribili, dar poți să-i iubești. Nu spune să ai încredere în toți oamenii, pentru că unii nu sunt de încredere, dar poți să iubești. Nu spune să fii prieten cu toți, poți fi prietenos cu toți, dar prieten cu unii. Așa a fost Isus. De aceea privește la ceea ce a făcut Hristos pentru tine. Și-a dat viața, ți-a dat viață, ți-a dat nașterea din nou, a pus credința în tine, ți-a dat pocăință, justificare, sfințire, glorificare, cerul. Oare este prea mult să dai ceva celorlalți? Nu este nimeni care să nu renunțe la ce este al lui de drept și să nu primească de 100 de ori înapoi de la Dumnezeu. Isus a spus asta. Dumnezeu a dat totul pentru tine, tu ce ești dispus să dai? Vei da ură? Vei da indiferență sau vei da dragoste? Vei iubi cu fapta și cu adevărul? Pentru că ești iubit cu fapta și cu adevărul de Dumnezeu? Vei descoperi și altora inima de tata lui Dumnezeu, așa cum ție ți s-a descoperit inima de tata lui Dumnezeu? Asta înseamnă să iubești. Acesta este adevărul, pur și simplu.